Salut! Am ceva de zis. Cam greu. A durat în cauza că am probleme. Dar eu, ca de obicei, cu antescriptul. Tot mai lucrez cu calculatorul ăla cu care am fost ofertat de Apex Computers, dar acum trebuie să aștept să treacă perioada de fertilitate ca să primesc un răspuns la reclamația care am făcut-o eu. Ce să fac? Aștept. Dar la asta am văzut un film, Origine, american. Pornește de la ochi. Putul care era obsedat de ochi. Și unde dai și unde crapă. El era un ateist convins. Și ajunge la concluzia că trebuie cam în coadă de pește. Așa cred că materie de credință e cea mai bună credință mea. Ateist, asta agnostic teist. Adică agnostic înseamnă că mă concentrez suficient de dobitoc ca să nu înțeleg treburile astea, că sunt prea subtile pentru mine. Și teist, că în momentul când ai ajuns la 2 metri sub pământ, nu s-a terminat tot. Începe altceva. Dar chiar nu începe, sunt agnostic. Eu mă rezum să spun că nu știu. Mai duc aminte de o cucoacă, cu pălăriuță, care a dat buzna peste mine și mi-a spus așa cum a lăsat Dumnezeu un scris și îmi flătura o broșură. Zic, pot să văd și eu scrisul lui Dumnezeu? A, nu, că s-a vorbit, că păi, e cu totul altceva. Vorba unui critic al religiei, Dumnezeu n-a trimis Biblia prin fax. E de gândit. Dar la asta avem un nou pe unul Dacian Cioloș. Cioloș, ca și prim-ministru al României. Ați observat că am băgat ca și, cu toate că nu era cazul. L-am auzit vorbind pe ăsta și de mai multe ori am sezat că a băgat și unde nu trebuie. Asta nu se învață la facultate. Cred că, cum am găsit pe internet, o parte a copilăriei și-a petrecut-o la Petricei, comuna din care este originară mama sa. Dacă le ieși cu ca și, păi dacă ai un bet în gândire la nivelul ăsta, e foarte posibil să mai și altele, mai low level, sau mai next level. Ăsta e. Felicianu. Guvernarea personală prin experți, fie aceștia de bună calitate, excede cadrele democratice. Oricât de larg ar fi acestea concepute. Și zice el, în continuare, într-o democrație reprezentativă, majoritatea cetățenilor câștigă dreptul de a guverna prin intermediul partidelor. Ce s-au bucurat la vot de cea mai mare încredere. Are perfectă dreptate Tăricianu. E europeanul cu papion, cum l-a botezat Băsescu. Dar mai trebuie să mai zică Tăricianu ca să fie demonstrația în frază, nu în propoziție. Și din 89 până acum, în privința încrederii publicului, păi ăștia sunt jos de tot, pentru capul lor. Deci o treabă dovedită că cetățenii nu sunt mulțumiți de această soluție și ce au ales ei, în mod constant. Păi nu trebuie să încercăm și altceva. Nu schimbate echipa de niște ciumpalaci cu ciumpalaș numărul 2, că poate... Păi până terminăm la 20 de milioane de ciumpalaci care suntem, ești în dracu la pensia. În guvernul ăsta apare ceva nou.
ministru delegat pentru consultare publică și dialog social. E o treabă interesantă asta, deci mă leg de ea. Păi anunța asta ministerul ăsta lui Udrea la un moment dat, că vor să schimbe legea asociației de proprietari și o supun dezbaterii publice. Am căutat de mai sări capacele până am găsit unde dracu e afișată legea asta, la minister acolo. Am găsit-o, o persoană de contact, i-am trimis un mail că eu sunt doctor în asociația de proprietari și după aia, liniște. Am mai fost încă vreo două cazuri, am la fel, în care nu-i deloc finalizată treaba asta. Se spune că se supune dezbaterii publice, dar să fie o treabă interesantă dacă ăștia, a spune mai care supuneți la noi pe site. Și pe aceea există și un feedback. Adică automat o lege de asta care se propune, apare și un forum al ei, în care tot ce zic ciumpalacii ca mine, se afișează acolo. Ciumpalacul numărul 1 a zis, ciumpalacul numărul 2 a zis. Iar deștepții care concep legea să trebuiască să țină cont de ciumpalaci. Nu să o modifice în sensul cum vorbesc ciumpalaci. Se spune, am ținut cojit de aia, însă uite să bate cap în cap cu tare. Și după o promulgă cu un vor moștii lor, că nu depinde de ciumpalaci. Însă dacă ulterior se descoperă că unul din ciumpalaci, în prostie, a anticipat o bubă a legii, să fie tras la răspunderea la care a zis nu, domnule, legi un palat tâmpit, eu știu despre ce e vorba. Fii interesant, e prea frumos. Dar la asta, tot la Cioloș. Ca și prim-ministru al României. A ales un tip foarte bun, tânăr, 29 de ani, Andrei Banciu. Ca ministru. S-au trecut 5 ore și a zis că aștept postarea. Și gata, nu mai e. De ce? Că a apărut pe Facebook foarte multe fotografii în care Andrei Banciu, ministeriabilul, apărea în lingerie intimă, că poza și el, că altceva ce dracu să facă. Mă uitam la comentariile care au apărut. Era un bărbat mic. Altul. S-a remarcat că se îngrijește. Dobitocii care au scris comentariile, nu s-au gândit că ăsta nu-i propus pentru Eurovision, ca să prezinte chiloți. Și trebuia să ajungă prim-ministru al sănătății. E cu totul altceva. Dar, step 2. Cum dracul l-au descoperit pe ăsta? Asta arată modul profund, științific, cum s-au ales acești ministeriabili. Așa că nu m-aș mira să mai apară și alte chestii de genul ăsta. Să se zic, să-i bagem post, să-i scăuneze. Sau la alta, o nătătoare, care niște performanțe, n-am auzit de-aia, n-o să mai aud, dar spune niște chestii care, cu care sunt de acord și care pun corect problema în stănoagele ei. Trag să ajung cineva. Spune înotătoarea asta antrenată de Silviu Salgău. Spune în continuare, colaborarea cu antrenorul e totul. Atât timp cât mă montează psihic, eu îi mulți și munții din loc. Și fără să fiu într-o stare fizică bună. Și mică, tânără. Auzi, mă, Halep? Că atunci când un antrenor ți-a zis ce să faci ceva, în timpul unui meci la pauză,
Dar deci trebuie să fac ceva, da? Mișto. Asta, în notatarea asta, pricepe importanța antrenorului. Halep încă nu l-a descoperit. N-a descoperit importanța antrenorului. De fapt, n-a descoperit multe. Țin minte că la un moment dat a contestat o minge, că a atins-o. Și atunci arbitru a explicat, conform regulamentului articolul cu tare, în cazul ăsta se dă afară. Aud. Și era foarte nelămurită. Deci Halep nu cunoaște perfect regulamentul unde e în topul sportului. Complicat. Bun. Am terminat cu antescriptul, trec la body. Observați titlul, aroganță IT. IT înseamnă tehnologie informației. Dacă intrați pe link-ul ăla 458, o să vedeți care e problema. De fapt, însemnarea în sine este o continuare a unei însemnări, în care cu mult entuziasm i-am trimis doamnei Iva Patrigino să trecem la next step. Și răspunsul primit m-a băgat în ceață. Că în ceață e puțin spus. Nu mai înțelegeam nimic. Zic, băi, ce s-a făcut ca un arist s-a îmbrăcat în birocratie și mi-a dat răspunsul ăsta așa. Vreo două zile n-am fost în stare să gândesc. Foarte încet am reușit ca să pricep care e problema. Era o problemă de comunicare. Și de fapt amândoi avem dreptate. Dânsa când sunea, îți spunea că nu am depus nicio dovadă, are dreptate. Anexă la mail, nu există nici dovadă. Dar și eu am dreptate. Am dat link-urile alea. Și acolo erau dovezi, 8 mega de dovezi. Totuși, cine a greșit? Eu am greșit. Deci am greșit că am dat dovadă de ignoranță, aroganță IT. Acuzăm pe Brândușe de mult tot că dă dovadă de ignoranță. Că n-avea trip să cunoască legile, că le știe el în cap. E, aici am fost eu arogant. Nu mi-a trecut prin cap că în fișa postului doamna Dinu nu are trecut competențe bune în materie de IT. Trebuie să știți, lucreze la tastatură, deschid un mail, deschid un PDF, să-l editeze, să-l salvezi și atât. Ori am cerut dânsei mult mai mult. Pentru mine era evident că era foarte simplu. Dar nu m-am gândit că pentru dânsa nu e așa de simplu. Nu mi-a dat prin cap. Să spuneam de omul multilateral pregătit în toate domeniile, că le știe pe toate de mamă. Suntem în 2015. Însă nu avea de unde să cunoască aceste lucruri. Și la treaba asta trebuie să mă gândesc eu, nu dânsa. Și le pregătesc de așa natură încât să poată descurca cu ele. De fapt, am mai primit un croșot de genul ăsta de la una din fetele mele, care mi-a lăsat în custodie un calculator. Și m-a rugat să fac curățenie pe el și să-i salvez niște date. De, am uitat pe calculator, avea două hard disk-uri, amândouă erau ocupate mai puțin de jumate. Și atunci ce m-am gândit? Păi mut toate datele pe unul din hard disk-uri, pe al doilea hard disk, îi salvezi tot ce are de salvat. Ți și făcut. Încântat, i-am spus. Uite, ți-am salvat toate datele pe alt hard disk și ce aveai tu găsești pe hard disk-ul ăla. I-a zis ok, n-a mai zis nimic,
a trecut timpul și într-o discuție pe Skype, ea foarte așa mi-a trântit-o. Zice, nu mai găsi niciun program. Mi-am făcut timp, am intrat pe calculatorul ei, toate programele erau acolo. Toate programele funcționau. Dar fiica mea nu mai avea acces la ele. De ce? Că a spus că l-am mutat într-o parte în alta, însă n-am mers până la nivel la mănunt să le fac și link-urile care în loc să ducă spre hard-discul ăla, să duc acum spre hard-discul ăsta. Că pentru mine era o treabă elementară. Și când am încercat link-urile și am văzut că nu mișc, schimbat calea și gata. Dar nu mi-a dat prin cap că ceea ce pentru mine e elementar era o treabă peste fiica mea în trecut. E la fel de același lucru și aici. E vina mea. Că am fost arogant. Ei, nu sunt chiar așa arogant, să mi se pare normal ca fiecare pensionar să aibă 1, 2, 3 calculatoare funcționale la distanța de cel mult 1,5 metri. Deci nu sunt chiar așa. Sau să te holbezi atâta la ecran până ajungi să pricepi engleza, cum e cazul meu. N-am făcut o oră de engleză, dar citesc englezește, în special limbajul tehnic. E, însă treaba asta a fost vina mea. Ca să nu zic că e foarte probabil să se considere și jignită. Nașpa! Doamna Dino, îmi cer scuze pentru disconfortul creat, în prostia mea. Sau cum zicea Descălescu, onorată instanță, sunt un dobitoc. Îmi pare rău să spun treaba asta. Dar asta e adevărul. Eu trebuia să mă gândesc la treaba asta, nu dumneavoastră. Când ați primit petiția, să vă intrați la un curs de ăsta de IT ca să puteți să înțelegeți ce vreau am vrut să zic. O să trebuie cum trebuie, de nou, cu PDF-ul, cu asta, datarea mea că mi-a conflict în principiu. A, știu cum să spune. Dom'le, toți greșesc. De acord, eu nu sunt toți. Când am Popescu Colibas și nu accept să greșesc, ales în treburile astea de elementare. În treburile astea elementare. Asta m-a pus să mă gândesc la niște lucruri. Poate ar fi timpul să trec la lucruri mai simple, pe care pot să le controlez eu. Și să renunț la blog. Mai ales așa cum e că avocatul poporului, serviciul relației asociației cu proprietari, ăsta cu protecția consumatorilor, asociația de proprietari 162, situații de urgență, inspectoratul teritorial de muncă, prea mult. Și efectiv mi-e greu să le controlez. Și pentru ce? Că pot trăi și fără ele. O să mă mai gândesc la asta. Cred că trebuie să ies la pensie, că nu mi-am admit asemenea eșece. Citate ba. Mai ales că mă așteaptă foarte multe jucării. Uite așa, cutii și cutiuțe. Cu lucruri începute în domeniul tinichigerii IT, la care mă descurc acceptabil. Intrați pe folderul ăla meu, muncă manuală. Îmi dau satisfacție și chiar dacă greșesc, mă descurc. E, aici, în relațiile de comunicare, am probleme. Asta e. Gata. Doamna, încă o dată, scuzați-mă. N-a fost cu intenție. N-a fost ca să mă dau elefant. Dumnezeu, am greșit. Unde-i minte multă și prostie pe măsură. Nu știu ce ne-a zis un țelan. Bun. Trec mai jos. Iohannis, președintele ales. Îi face un inventar acum că a mai pierdut un proces cu casă. Care o chestie urât al dracului. Rezultatul? Iohannis,
în topul încrederii bucureștinilor în politicieni cu 60%. Care e problema că a pierdut o casă? S-a luat în interviu unui țăran într-un sat, în care tocmai primarul a crezut că fură. S-a întrebat, ce părere aveți de dă-l dracu, că-i de-al nostru. Și pe aia țăranul se apropie de el. Păi dacă tu ai matale, avea acces la burcanul de miere, nu te unge pe degete. De-aia Iohannis are 65% încredere cu toată chestia asta. Normal, nu? Da. Trec la alta, e un link acolo, artistul care s-a făcut bine. L-am urmărit cu multă plăcere până în 2012, când a renunțat să mai scrie. Și cred că titlul, artistul care s-a făcut bine, arată chiar cazul lui. Și de-aia nu mai scrie. S-a făcut bine. Și tare mă tentează și pe mine să mă fac și eu bine. Ultimul link, Bugur în soft, e un folder cu care nu mă mândresc. Când fac o tâmpenie, se descoperă. Sau este descoperită, în folderul ăsta trec o notiță. De ce? Ca să nu uit. Și normal, însemnarea K30, deci însemnarea 1030, aroganța IT, are locuit bine plasat acolo, spre știința mea. Toate bune! Am terminat. Mai mult ca niciodată e valabil ce a zis Henry el mort în 1941. Oici văd numai ceea ce minte este pregătită să înțeleagă. Ghinion! Asta e! Vorba lui Mircea Badea. Apropo, Antena 3 se ține tare pe poziție, vrea să ia un euro la mine. Canci! M-aș bucura pentru ei, stăia să-mi câștig. Dar tare mie că n-au gândit cu cursă lungă. S-ar putea pe cursă lungă să piardă. Am zâmbit. Iertați-mă, doamnă. Vă rog.